Conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, suprafața totală afectată de secetă în acest an este de 827.980 de hectare. Principalele culturi de toamnă afectate sunt grâul, orzul, ovăsul, secara și rapița, iar culturile de primăvară distruse de secetă sunt porumbul, floarea soarelui, soia și plantele furajere. Ministrul Agriculturii Petre Daia a declarat că fermierii vor primi despăgubiri pentru culturile afectate de secetă numai după ce vor depune toate documentele privind constatarea pagubelor din teren, iar mai apoi se vor putea analiza posibilitățile de sprijin. Până pe 15 noiembrie, fermierii trebuie să depună documentele respective din care să rezulte care este suprafața afectată de secetă și în ce grad de afectare. Nu fac acum niciun fel de estimare, aștept să se încheie acest proces de constatare a pagubelor din teren, a precizat Petre Daia. Ministrul a subliniat că sprijinul financiar va trebui notificat la Comisia Europeană pentru că este considerat ajutor de stat. Vom vedea despre ce este vorba la timpul potrivit, banii vor fi dați după ce se încheie aceste procese de constatare, adică după 15 noiembrie, a mai spus el.